Locuiesc acum în Fucești și eu s-o furat din, eu trăiesc la gază și mi s-o furat din luna august toate bunurile din casă. Dacă eu vreau, mă duc. Am scris la poliție și nu m-a rezolvat nică, pe urmă iar am mai scris. Dar știați, bănuiați pe cineva? Da, cu lucrătorii în casă care au lucrat, ei, asta e precis, o cap îmi dau pentru asta că ei știau ce ai în casă, știau că unde se intră, aveau chei, poate. Eu i-am prins chiar, nu, tot bagajul și de cod, poate și vina noastră, dar hoțul mă gândesc că descui el și asta, i-am prins cum controlau acolo și ei au luat-o că ieșim penoplast. Să caut penoplast, să zătirească. E repede așa. Pem la vreo două zile, ca ne abijaise. Noi căutam o gheață, să ne învelim. Și eu sunt convins că ei, pentru că... Bun, dar până la urmă vina lor trebuie demonstrată. Poliția se ocupă, îi anchetează, îi găsește. Nu faci nică. Am scris odată la domnul Curian. Așa îl cheamă pe cine? Anchetator sau comisar? Anchetatorul și ala, eu nu știu cum se cheamă el. Polițistul care se ocupă de caz. Da, da. Aha. O scris că mâncare, haine, îmbrăcăminte, posuie, veselă, așa. Pe urmă îl mai întrebam, ați găsit, faci ceva? O zic că nu știi și apoi m-a chemat și o zic că nu-i bună și am scris, trebuie... Tăi deoparte, cât curci, cât e posudă, cât și să mă duc în piață, să văd cât coastă și să punem prețul. Dar și el nu știe, a scrie o declarație, da, asta, explicație. Ei nici nu fac, nu știu, să le treacă așa, dar eu am văzut că nici n-a scris. Și-o trecut de-am câte luni, aproape jumătate de ani de atunci. Eu de pe 10 august. Septembrie am scris. Septembrie, și e canică. Am ia când am apelat la dumneavoastră, m-a chemat, m-a sunat, dar de-am la altul m-am dus, la petosul Italia. Și el iar a scris. Dar de ce se ocupa alt polițist? Nu știu. Aha, nu vă explicați, da? Și așa l-am, când a fost Buriană, o filmat, nu filmat, fotografiat cutiile cât erau și foile și alea, că când trimezi la Israel, vin foi. Da, da. Și numai o foaie a fost cu 91 de dolari, adică sora, în Israel a trimis 91 de dolari. Nu cutie și ea cu asta, pe care. Ei, dar banii nu v-au luat, v-au luat numai lucruri, dolari i-ați folosit, nu-i asta? Da, dar lucruri bune. Polițistul a spus să scriu 1000 de lei. Zic, acolo, valoarea numai 1000 de lei? Da, 1000. Eu spun, am vrut să-i spun că vreo 30 de mii măcar. Dar cine ai scris? Dar el, ca e 7000 scrindeam când nu ești că ei și-ai furt, bun, 7000. Dar știți cum e? Ei dictează și scrii cu mâna ta, adică, dar și îi spun ei. Uh-huh. Eu am mai avut cu dânșii la Liova, eu știu de-am și fac. Dar poți să nu-i asculti, poți scrii ce vrei dumneata. Da, dar țineți minte când v-am povestit la Liova acolo. Am vrut să scriu cu mâna mea și știu eu, mi-a smușit foaia din mână. Bă, și nu scriu nică, numai și spun ei. Și aici de-am că domnul Burianu că asta deodată și așa eu și eu acolo când l-a judecat și eu și eu să spunem dacă ei azi de bună voie să lăsăm. Așa și să dă ei bani, să întoarcă. Bun, dar până la urmă eu identificat, eu găsit, eu... Nică nu fac, dar eu știu precis. Așa au zis polițiști sau așa crezi mă ta? Că nu eu identificat. Da, da. Dacă le spun și Enes, Indio, știi, o să că nu e nici un Petian Dubovca, dar cum? Eu sunt un om cu numele Petian, nu e Dubovca. Că ăsta Petia Berezov din Dubovca, el i-a adus, unul de la Valeria de la Bender și Stiopa de la Tiraspol. A, deci doi din Transnistria și unul din Dubovca. Da, mai greu, dar și nu spate făcut? Spate, formal e Republica Moldova, dar dacă-s plecat în Transnistria, nici criminale nu-i prea pot găsi. Dar piesa de la Dubovca sau... Da, sigur, da, las fac disjungarea dosarului și să-l pedepsească măcar pe unul, da. El vine cu mașina, el duce. Prima dată când se ducă ei acasă, într-o vineri, am văzut că șoșmulesc, nu știu, acolo, că eu mă ce numai acolo, când dădeam mâncare la găini, găinile erau acolo, dar nu locuiam acolo. Și ei știu, mă zic, ce vor, mă gândeam ca să-mi spui, dar svidania, noi îmi dușim. Eu numai mă duc pe casă să dau mâncare la găini, când vin, gata, ei nu-s. Petea i-a aștepta cu mașina și nu-s. Altă dată tot așa, Petea vine și zice, hai mai ce unii prihodite, m-am fi să sunau. Și când eu ies din casă, din mai de la deala de muncă, și ne-o văz pe ea și fuga în drum. Dar ce-o fugi? De ce nu-au spus bună ziua, au nes eu asta? De eu spun că-s ei precis. Ei simțit că ei și vă pun la cale. Da. Și așa greu de găsit. Cum i-am văzut prima dată.
Când i-ați văzut prima dată pe ăștia suspecții? Da. A unde i-ați văzut prima dată? Eu m-am dus acolo, de-am vă spun că am găini acolo. Și când dau să intru pe poartă, ei erau în ograde. Și eu m-am speriat cum adeși, nici nu vrem să intru. Așa, fac pușcărie și la lor. Ei, lasă, dar nu judecăm oamenii după cum arată, nu? Și între obștia am crezut că Gârleanu i-a adus de la pușcărie. Aha. Dar după aceea ai văzut că sunt oameni de treabă, că lucrează, că sunt constructori. Nu mai erau de treabă, prost dacă nu sunt eu stăpână, și putem eu să fac. Am înțeles. Am mai spus la stăpân și el e ideist, dacă știți, sunt oameni. De aici tot, stăteau la gazdă acolo sau? Da, ei locuiau acolo. Când am înțeles, erați colegi de... Bun, și dar cum îți explici că ei nu se anchetați? Că au plecat din țară, că trăiesc în Transnistria, sau cumpărat, sau incompetent poliția? Poliția nu face nimic, nu mă sună. E incompetentă, da? Sau e coruptă? Sau cum crezi? Corupt. Eu mă gândesc că Berezova asta are cârșă bună la poliție. Eu asta mă gândesc. Dar nu știi ce rude are, cu ce ne-ți cunoaște? Nu știu, uh-huh. Nu, dar el, pentru că l-am văzut la față, fotografia pe ea, i-am văzut-o pe el. Eu mă gândesc că n-am. Da, tot continui să judeci omul după cum arată. Eu vă spun că precis care i-a luat cu mașina și care i-a adus lucrături, eu asta sunt. Deci nu-ți faci iluzii că ai să obții vreodată lucrurile și ele și că o să fie cineva pedepsit? Nu cred, dar eu sper că mai sunt oameni buni, judecători, avocați. Și oameni buni. Hai să-i punem la treabă, hai să facem un proces la Ministerul de Interne sau la Inspectoratul de Poliție din Hâncești. Sau... Poate cineva se ocupă de cazul ăsta, s-a ocupat. Păi poliția e obligată, ea-i plătită pentru anchetarea furturilor. Să mă duc să iau o castrule și să bat acolo la dânsii, dar n-am la timp Hâncești. Liber. Hai că vin și eu. Găsești un timp liber? Mâine veniți. Hai mâine. Marți s-o bată. Mâine. Marți, miercuri, când? Când poți? Curce, eu am trompetă. Nu, turuiesc găsiți la piață. Eu n-am. Da. Bine, facem mâine, poate, că nu cred. Deci luni protestăm la Hâncești. Mi-am înțeles. Deci nu ești supărată chiar pe toată poliția? Da, multe poliții ne-au făcut foarte mult rău. O scurs bani, nu le rușine dintr-o vădană cu 5 copii. Că am plătit o amendă, nici nu știu pentru ce, și am poliția și cu judecători la Lioba. Da, vreau să mulțumesc tot la un polițist de la Lioba, domnul Andrei Cioban, Andrei Ivanovici Cioban. Am apelat la dumnealui și foarte, foarte bine s-a adresat cu mine și foarte bine, foarte bun polițist. Trebuie încurajați, da, polițiști care fac bine, care își fac meseria. Da, și mai este un judecător la Lioba, nu-i țin minte familia, bine, domnul Bordea sau Bordei ceva, nu-s super dacă n-am spus cred familie. Tot la, am fost dus la judecată. Și el foarte bine s-a purtat cu mine, foarte bine. N-aveți idei și de bine s-a purtat cu mâncea. Cu toate că eu n-am făcut nici rău, dar avea de și sanine și putea să-mi pui o amendă, ceva. Da. Mulțumesc la acești doi oameni. Trăiți.